Bine v-am regăsit, suntem tot cu această experiență miraculoasă, peștele înghite pe Iona. Suntem nevoie să mai rămânem cel puțin acest episod pentru că avem nevoie de o clarificare, nu ne-a neapărat o explicație a evenimentului, ci mai degrabă o înțelegere a mesajului din spatele acestui eveniment. Atunci am pus, toată trecută am pus întrebarea dacă o asemenea experiență traumatizantă are rolul, măcar pedagogic, de ca să mă facă mai ascultător, mai dispus să-L slujesc pe Dumnezeu sau din contră poate să creeze în mine alte reacții. După experiența miraculoasă, dacă vreți, a lui Iona, pe ce trece prin burta peștelui, credeți că Iona a fost mai, mai, mai dispus pentru slujire, mai dispus ca să-L asculte pe Dumnezeu? Da, s-a simțit obligat să meargă la nimic și a dat că nu se poate juca cu Dumnezeu. Dar în inima lui, credeți că toate problemele acestea au fost rezolvate? Uh, haideți, dacă vă uitați exact la uh, capitolul 2, pentru că acolo este confesiunea lui Iona, uh, așa cum apare la prima vedere spusă din burta peștelui, și deci nu e obligatoriu ca să fi fost uh, exprimată din burta peștelui, dar mă rog, uh, de acolo, uh, din uh, această confesiune, nu extragem concluzia că Iona era mai pregătit pentru misiune, mai pocăit, mai dispus ca să se înțeleagă pe cei din jurul lui care aveau nevoie de ajutor Iona, pur și simplu am putea spune că a rămas la fel. Uitați de exemplu la versetul 8. Iona are ceva cu cei care se închină la idoli. Îndepărtează îndurarea de la ei. Asta spune Iona în, în versetul, în versetul 8. Cel frământ pe Iona de ce îl pe pe această problemă? Ce treabă are el acum, în contextul în care se află, cu cei care se închină la Idoli? Până la urmă, misiunea lui era ca să meargă la cei care se închină la Idoli, da? la cei de la Ninivei și să le explice Evanghelia, să-i invite să înțeleagă o altă dimensiune a vieții și că uh, pot avea și o altă opțiune, pot să, să cunoască un alt Dumnezeu. Dar până la urmă Iona pare foarte uh, uh, răzbunător în atitudinea lui, foarte uh, supărat, foarte uh, nemulțumit. Uh, de ce sunt ăștia care se închină la idoli? Ce uh, treabă are Iona cu asemenea probleme? Uh, deci e clar că Iona nu-i pocăit. Iona este doar speriat de experiența prin care trece. Atunci această sperietură a lui Iona se manifestă prin cuvintele care le aruncă cu tot atâta ușurință și cu promisiunile care le face că de acum încolo o să fie ca ascultător, că o să fie în regulă, că nu o să mai... Deci genul ăsta de reacție tipică, chiar psihologică, te fi în fața pericolului Ești dispus să promiți orice lui Dumnezeu, ba chiar dacă nu crezi în el să crezi că totuși există, doar ca să scapi de pericol, după care revii la vechile sentimente. Asta este foarte clar. Deci e clar că Iona nu e păcăit, este doar speriat și eventual este bucuros că a scăpat cu viață din această uh, experiență. Și atunci, care a fost scopul uh, acestei experiențe? Până la urmă, cu ce l-a ajutat pe Iona? cu ce l-a făcut mai, pozit mai bun, mai, mai pozitiv, mai pregătit pentru uh, misiune. Uh, sau putem spune că Ion a fost doar un instrument, adică putem să reducem toată complexitatea acestui uh, acestei conflict, acestei drame, doar că Ion a fost un instrument pe care Dumnezeu s-a folosit pentru ca să-și atingă scopurile la nive. În rest, uh, nu întâmplă mai mult ce face Iona și că de Iona nu e problema lui Dumnezeu. Um, Vreau să aduc în discuție un episod interesant. Este vorba de așa numita poveste foarte cunoscută tuturor copiilor, Gepeto și Pinocchio, de Carlo Colidi, care se aseamănă cel puțin și probabil că a fost inspirată, mai ales partea în care Pinocchio, sau, mă rog, Gepeto este înghițit de, de balenă, iar Pinocchio pleacă în, 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 salvarea lui. Până la urmă, care este mesajul? Mă rog, dacă se analizează puțin în profunzime și dacă se citește anumite recenzii pe această mare, se descoperă că, de fapt, Până la urmă, piesa sau, mă rog, cartea sau această povestire este o alegorie, nu doar o poveste doar pentru copii. Și se pare că era, a, a avut un rol chiar și de pamflet politic în vremea respectivă: Vulpea și Motan, cei care l-au șefuit pe Pinocchio și care au încercat să-l abată de pe calea cea bună, reprezenta clasa politică coruptă de vremea lui Colodii. Mă rog, oamenii Pinocchio, sfârșit Gepetto, clasa de jos, mai multe nu, nu intre acum chiar în obiectul discuției noastre, dar cert este că până la urmă, în urma acestei experiențe traumatizante prin care trece Pinocchio, își dă seama că și-a ratat într-o anumită măsură, mă rog, să-i spunem, viața lui a fost neascultător, s-a îndepătat de, mă rog, învățăturile părintelui său, n-a fost dispus, n-a fost receptiv niște sfaturile zenei, Uh, s-a înhăitat cu toate, toți indivizii, toți uh, ciudații de clasații, a uh, ajuns în situații extreme, iar acum uh, ultima dramă care îl lovește tatăl său, Gepetto, mă rog, tată, în sensul ăsta, mă rog, uh, a dispărut uh, și se pare că spun unii martori de pe mal, a fost văzut uh, într-o barcă în căutarea fiului său, uh, dar a fost înghițit de, de o balenă. Uh, Cert este că Pinocchio ajunge să-l să salveze pe tatăl său, și în urma acestei experiențe, am putea spune, traumatizante, următoarea scenă din această poveste este că Pinocchio devine un, un băiețel real. Zânei îi se face milă de el, vede că totuși are totuși niște tendințe spre, spre, bine, are totuși niște dorințe ca să se schimbe și de aceea zâna îl răspătește pe acest, această păpușă din lemn transformând-o într-un băiețel real. Deci am putea spune că cel puțin în cazul lui Carlo Colodi trauma, trauma prin care trece Pinocchio și tatăl său are un happy end în sensul că în sfârșit, Pinocchio își revine, dacă vreți, își dă seama că trebuie să fie un adevărat băiețel, să mai se comporte ca o păpușe absurdă, să nu mai aibă acest comportament de lemn, da? foarte brutal, foarte greu de, 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 de cioplit, de, de modelat, trebuie să devină un, un băiețel real. Dar pentru Iona pentru Iona a fost autentic, acest rezultat a fost autentic. Iona a devenit mai autentic după ce a ieșit din burta peștelui. Poate că am putea spune Dumnezeu a trimis pește a, a, a trimis a trimis peștele a, pentru Iona. Nu neapărat ca să îl treacă printr-o experiență traumatizantă, nu pentru o, o reeducare uh, șoc, o, metod, o, metodă, o metodă pedagogică extremă ca să-l aducă pe Iona la uh, stadiul de uh, copil ascultător, de, de băiat real, uh, dacă vreți. Și e posibil ca singurul motiv, poate, zic singur, vor fi și altele, dar cel puțin acesta, pentru că care Dumnezeu a trimis peștele, a fost ca să-l salveze pe Iona de la înec. Probabil că nu ne gândim la o asemenea explicație foarte simplă, deși, conform principiului uh, uh, briciului lui OCAM, uh, cea mai simplă explicație este și cea mai probabilă. Um, Poate că nu o luăm în calcul, să ne explicați, pentru că se pare prea simplă și prea comună pentru a-L implica pe Dumnezeu în așa ceva. Dacă Dumnezeu vrea să salveze pe una de la negăsea alte metode, vom spune, da? O plută, un butoi care era pe mare de la marinarii care și-au aruncat oricum uneltele, le găsea Dumnezeu alte metode, e adevărat, însă noi credem că trebuie să fie ceva mai profund aici și nu vreți să-l implicăm pe Dumnezeu sau să-l vedem pe Dumnezeu asociat cu asemenea, zicem noi, banalități, să salveze pe cineva de la nec și în cazul acesta fiind profetul lui Dumnezeu. Dar poate că, într-un final, Dumnezeu asta și încerca să salveze pe Iona de la nec folosindu-se de acel pește, care, dacă l-a dacă nu l-a înghițit, nu știm cu precizie, orice variantă este posibilă, dar cel puțin Iona în capitolul 2 așa descrie această experiență, da? Iona nu spune absolut nimic de cum era înăuntru peștului. dar nu, nu ne dă nicio fel de descriere ce era acolo înăuntru peștelui, în ce a simțit acolo, ce miros era, ce stare, ce nimic. Foarte interesant. La exact cum Lazar, care într-adevăr a murit a fost o moarte clară, dovedită nu ne spune absolut nimic ce s-a întâmplat după ce a murit conform cu aceste populare după ce mori mergi într-un loc sau altul, deci viața după moarte Lazar nu ne spune absolut nimic și tăcerea aceasta lui Lazar este suficient de sugestivă pentru a nu alimenta mai departe aceste concepții păgâne și străine de Biblie că omul după ce moare se propuse sub altă formă sau sufletul trăiește Iona nu zice nimic de cum era înăuntru. Descrierea lui Iona mai degrabă în capitolul 2 este o descriere care vizează atmosfera de, 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 de teamă, de faptul că se a scufundat și ultima scenă, dacă veți ultimul flash, este când Iona este, se scufundă efectiv în mare, intră într-o stare de inconștiență și de acolo se taie filmul și nu mai știe nimic de când, eventual când iese, iese afară. E clar că Dumnezeu a venit prin intermediul acelui pește ca să salveze profetul care este inconștient și la propriu și la figurat. Și atunci am putea vedea această întâmplare și din alt unghi. Ideea este că prin forță slujirea nu are niciun fel de noimă. Și nu cred că Ion a fost mai motivat în slujire după ce a trecut prin burtea peștelui. Probabil că trebuie să găsim altă significatie acestei întâmplări. Repet, fără să anulez dimensiunea poate chiar istorică evenimentului, poate chiar realitatea acestei întâmplări, fără să o anulezi, nu am nevoie nici ca să o anulez, nici ca să o reconfirm pe alte planuri ca să pot să cred că până la urmă aceasta a fost o experiență autentică. Da? Pe mine mă interesează mai mult decât dimensiunea istorică a evenimentului, dimensiunea spirituală a lui și autorii care scriau în vremea aceea de același lucru au mâna să transmită un anumit mesaj folosind ori o întâmplare reală, ori o metaforă pentru ca să oamenii să înțeleagă adevăratul mesaj. Cert este că Dumnezeu nu este adeptul metodelor radicale. Dumnezeu te salvează, e adevărat, uneori prin metode neobișnuite și găsim acest lucru în versetul nou în, în, acest capitol. Dar cel mai important lucru pe care să rețin este că Dumnezeu este aproape Uh, și chiar dacă unul a fost în de inedite și ciudate cel este că el vrea să te salveze nu să te traumatizeze și să-ți ofere o nouă fereastră ca să-l descoperi pe Dumnezeu mai bine și mai profund decât ceea ce știe tu până la data aceea uh, data viitoare uh, vom trece la capitolul 3 până atunci vă spun uh, la revedere